Ca șocant în Ilfov, o tânără a murit după ce a fost înjunghiată chiar în fața ușii apartamentului în care locuia. Principalul suspect este tatălui Vitreg și iubitul femeii a fost rănit. Acesta se luptă acum să trăiască la Spitalul Universitar. Detalii ne dă colega mea, Emanuela Schweninger. Bună seara, Emma! Bună seara, Magda! Bună seara, doamnelor și domnilor! Crima a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, în jurul orei 3. Teribila scenă s-ar fi întâmplat chiar în fața ușii locuinței femeii. Aceasta locuia într-un ansamblu rezidențial din județul Ilfov. Femeia, în vârstă de 25 de ani, nu a mai putut fi salvată. Medicii care au ajuns la fața locului nu au mai putut face nimic pentru ea. Atacat a fost și iubitul femeii. Este vorba despre un tânăr de 24 de ani. Acesta a fost înjunghiat în zona toracelui. A fost transferat la Spitalul Universitar, a fost deja operat, el este internat acum în secția de chirurgie toracică, iar medicii spun că, din fericire, este în stare stabilă. Principalul suspect este tatăl Vitreg al femeii. Se pare că bărbatul și fica sa, Vitregă, nu s-ar fi înțeles bine, aceștia s-ar fi certat, iar el i-ar fi reproșat că nu o ascultă. El a fost deja audiat la poliție, acolo a ajuns și colega de apartament a femeii, care a spus ce s-a întâmplat în acea noapte, pentru că ea a asistat la întreaga scenă. Acestea au fost informațiile. La revedere!